Are loc o denie specială destinată povestirilor despre Iosif cel prea frumos, patriarhul Vechiului Testament, care a vorbit despre venirea lui Isus. Tot în această zi, femeile încep curățenia de Paște. Marțea Mare, a doua zi din săptămâna patimilor, gospodinele se ocupă de curățenia exterioară, se spală geamurile, se curăță grădina de uscături, iar începând de acum, bărbații trebuie să stea pe lângă neveste pentru a le ajuta la treburile gospodărești. Miercurea Mare este ultima zi când oamenii mai au voie să se ocupe de curățenie, dacă aceasta nu a fost finalizată până acum. Seara, toată lumea se îndreaptă spre biserică, unde are loc o denie specială, în care este spusă povestea cinei celei de taină, trădarea lui Iuda și capturarea lui Isus de către soldați. Joia Mare este prilejul cu care sunt pomeniți morții, iar femeile împart la biserică vin, fructe și colaci de post. Tot în Joia Mare, înainte de a lua parte la denia celor 12 evanghelii, femeile trec la bucătărie, unde fac pâinea, pasca și cozonacul pentru masa de duminică. Vinerea Mare este cea mai neagră zi pentru creștini, moment ce comemorează răstignirea Mântuitorului. Creștinii nu mănâncă nimic toată ziua și nici nu se gătește, iar seara cu toții se îndreaptă spre biserică pentru a cânta prohodul și pentru a trece de 3 ori pe sub masa pe care se află Sfântul Epitaf. Sâmbăta Mare, în ajunul învierii, femeile fac ultimele pregătiri pentru masa pascală. După ce au participat la slujba de înviere și au cântat în cor Hristos a înviat, credincioșii iau pasca sfântă și se îndreaptă cu lumânările aprinse spre casă, unde pot savura mâncărurile pregătite din timpul zilei. Duminica Paștelui este dedicată meselor în familie, unde oamenii ciocnesc ouăle roșii și se bucură alături de cei dragi de masa îmbelșugată. Începând de acum și până la înălțare, oamenii se salută folosind replicile Hristos a înviat și adevărat a înviat.